Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae al Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași a sărbătorit astăzi, 6 decembrie 2023, hramul. Locașul de închinăciune se află la demisolul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului a Așezământului Monastic. În prezența numeroși pelerini, Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoți. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Huștilor și Părintele Dorian Revenco, protopop al protopopiatului Bălți, Episcopia de Bălți. Cu prilejul acestei sărbători, catapeteasma Sfântului Locaș a fost împodobită cu flori, așa cum este tradiția în străvechea așezare monahală din Dealul Mare. Preasfințitul Părintele nostru, Nichifor Bătrâșenean, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. În predica adresată cu acest prilej, Părintele Cosmin Gubernat a făcut o referire la viața Sfântului Ierarh Nicolae, iar apoi l-a felicitat pe Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, care a purtat din botez numele Marelui Sfânt al Bisericii Ortodoxe. Dumnezeu nu i-a ales în mod special pe sfinți, pe cei care îi cinstim astăzi ca sfinți, nu i-a ales El în mod special, ci ei au ales ca viața lor să pună pe prim plan, să ia foarte în serios, să-și asume total în viața lor credința creștină. Sfinții viața. Și avem ca modele și împreună rugători cu noi pe cei pe care îi cinstim ca sfinți. Și unul care se distinge în mod deosebit este Sfântul pe care îl cinstim astăzi. Sfântul Ierarh Nicolae. Care ne este model atât în virtutea milosteniei, cât și în virtutea blândeții, cât și cea a mărturisirii dreptei credințe. Acestea sunt, cred că, cele care l-au caracterizat întru totul pe Sfântul Ierarh Nicolae, astfel încât el este chip al blândeților și îndreptător sau dreptar al dreptei credințe. Ca să nu mai spunem de milostenia sa proverbială, care a inspirat atâtea generații de creștini, încât nu este om, cred,
că este creștin practicant sau nu, care atunci când se gândește la daruri, la milostenie, să nu îi vină în minte și chipul Sfântului Ierarh Nicolae. Îi mulțumim Părintelui Stareț pentru că de fiecare dată aici, la mănăstire, întâlnim o inimă caldă, ca de mamă. Îi mulțumim Părintelui Stareț că, deși anii trec, rămâne la fel de voios, de stăruitor în a zidi sufletește pe ceilalți și a concretiza aceste zidiri și în toată frumusețea ce ne înconjoară aici, la mănăstirea din dealul Hadeburg. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a mulțumit tuturor celor ce s-au rugat împreună la acest moment duhovnicesc. Privește mare bucurie duhovnicească, în primul rând pentru Sfânta noastră mănăstire, pentru mica obște destoinică a Sfintei noastre mănăstiri, pentru fiii mei duhovnicești, în ultimul rând pentru toți credincioșii, râvnitori, evlavioși, care v-ați adunat astăzi la Sfânta Dumnezească Liturghie, unii împreună cu părinții, împreună rugători, să aducem slavă, laudă, mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot și toate și, în ultimul rând, să-i mulțumim de altfel Sfântului Ierarh Nicolae, care este un Sfânt plăcut și mult milostiv. Știm bine, că știți bine cei care știți viața Sfântului Nicolae, în popor se spune, copilașii spun Moș Nicolae, așa știu ei. Din Moș Nicolae, deși mai plăcut și mai frumos ar trebui să învățăm copiii să spună Sfântul Ierarh Nicolae. Blândul Sfânt Ierarh Nicolae și mult milostiv Sfântul nostru Ierarh Nicolae. Unde îl cinstim de altfel în luna aceasta, decembrie, cu multă râvnă și bucurie, să încercăm să fim în slujba lui Dumnezeu mai tot timpul și numai în posturi. Tot timpul avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu, că sunt foarte multe încercări cu fața Pământului și însăși viața noastră, depinde cum o trăim. E bine, acum și cei care sunteți mai aproape de Dumnezeu și suntem mai aproape de Dumnezeu, să nu ne așteptăm că nu vom avea ispite încercări în posturi și în afara posturi, atât timp cât sunteți în slujba lui Dumnezeu. Sunt mult mai multe ispite. Dar, dacă avem credință vie în Dumnezeu și ne rugăm milostivului Dumnezeu, altfel simțim viața noastră duhovnicească când suntem în slujba lui Dumnezeu. Și rog pe milostivul Dumnezeu și pe Sfântul Ierarh Nicolae și pe Sfântul Nicodem cel Sfințit la Tismana să mă ajute, să-mi ajungă ani să-i pot mulțumi și să vă mulțumesc tuturor. Să-mi ajungă ani să vă pot propovădui până la bună bătrânețe. Mă plec în fața dumneavoastră și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți prezenți astăzi. Să nu uităm că pe Sfântul Nicodem cel Sfânt al Tismana vom avea prezența Preasfințitului Părinte Episcop Nechifor. Vom avea slujbă arhierească la cel de-al doilea hram. Și vă da prostie încă o dată pentru tot și vă doresc din inimă, sufletul meu, un post ușor. Să vă bucurați de sărbătorile Domnului cu toții, dar înainte de a vă bucura, vă rog în numele Maicii Domnului și la Sfântul Nicolae, din cele trei sferturi care Dumnezeu vă poruncesc de aveți pentru familie, celălalt sfertuc, bucurați și pe cei care vin sărbătorile fără căldură, fără mâncare, fără hăinuțe și să vedeți câtă căldură veți primi sufletească și cât har și dar și spor în casa și familia dumneavoastră. Pelerinii au primit la ieșirea din Sfântul Locaș un pahar cu vin, fructe și dulciuri. Amintim că paraclisul de iarnă al așezării monahale mai are ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana.
sărbătorit pe 26 decembrie. Paraclisul a fost simțit în anul 2005 cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcopicar patriarhal, pe atunci vicar administrativ al Eparhiei Iașilor. Aici sunt adăpostite într-o raclă fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.